Că domnul Florescu a făcut o lansare foarte frumoasă acum 6 ani, da, ediții. Care sunt impresiile dumnealui acum, la apariția acestei ediții frumoase, cartonate și cu poze? Atracția care a reprezentat-o asupra tineretului. Foarte mulți tineri au citit cartea și de aceea tuturor le adresez mesajul, ne întâlnim pe Facebook. Sunt un colaborator pe Facebook. Am zic eu și doresc să corespondez cu toată lumea pe Facebook, dacă se poate. De ziua de 25 martie 2013 am lăsat o cafea care se numește Divin. Și a venit și domnul Anton Carabelean și domnul Anton Carabelean a fost foarte impresionat și anul ăsta am continuat această preparare și este preparația noastră de în momentul de față Bucureștiul este placa turnantă a servirii de cafea de calitate. Aș spune că în Europa nu sunt întâlnite toate condițiile pentru a se afla cafele de calitate, de ce mai bună calitate, la un loc. Și asta m-a ajutat mult cartea. Și cartea și contactul cu publicul, cu mare. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine în această perioadă. Mulțumim domnului Florescu pentru cartea mică. Care încercăm să o achiziționați de la standul nostru. Le mulțumim invitațiilor Valiu Florescu la Ian. Și deși n-am spus la început și n-am anunțat și domnul Florescu n-a fost anunțat, va fi tare fericit să dea autografe tuturor doritorilor. Vă așteptăm la cafea și la cărți.